Un ardelean vrea să schimbe imnul național. Bărbatului îi se pare că Deșteaptă de Române amintește de starea permanentă de adormire a poporului român și, în plus, versurile menționează doar trei din marii domnitori. În schimb, Adrian Toader propune propriul imn, poezia Un suflet de român. Patru tineri talentați au interpretat versiunea bărbatului, iar filmulețul a strâns deja mii de vizualizări pe internet. Ascultă și balada ce ai scris-o tu la vatră, printre străini te-ai dus, departe, spre apus, dar dorul te-a răpus. Cu aceste versuri începe poezia compusă de Adrian Toader, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la Revoluția din 1989. Creația bărbatului se numește Un suflet de român. Are 12 strofe și a fost scrisă pe 2 decembrie, după evenimentele organizate de Ziua Națională în drum spre Cluj. O ciornă poartă mărturie toate încercările bărbatului pe care le-a avut până să ajungă la varianta finală. Am început să intonez imnul României, dar pe loc am improvizat un alt text. Bine, a suferit foarte multe modificări. Și era ceva de genul fii mândru tu române și așa ceva mai departe. Acum Adrian vrea ca oda să înlocuiască versurile imnului național. Nu, niciodată nu mi-a plăcut Deșteaptă-te române. Niciodată nu mi-a plăcut. Cum adică? Suntem amorțiți? Suntem prostălăi? E un fel de blestem și de fapt dacă stai să analizezi textul, nu e regulă. Cum pui la înaintare numai trei domnitori, Ștefan, Matei, Corvine, restul ce n-au nicio semnificație? Imnul este interpretat de patru studenți ai Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, pe coloana sonoră a lui Anton Pan. Tu, mândră Românie, ești viață fără de moarte, că sufletul ți-e taina înscris în tricolor, de un neam cu un brav popor. Nu numai faptul că renunță la atâta militarie și la chestia de deșteaptă-te, mai ales acum cu evenimentele astea, românii s-au cam deșteptat, au ieșit în stradă, au protestat, s-au manifestat, s-au expus punctul de vedere și cred că românii s-au cam deșteptat. Reacțiile nu au întârziat să apară. Textul acela vechi e mult mai bun. Mie, de exemplu, îmi place tricolorul. Pentru că eu așa am învățat copiii mei și nepoții mei ca să trăiască versurile care au fost gândite și recitate de înaintașii noștri. Pentru ca actualul imn să fie înlocuit cu Un suflet de român, ar trebui să ajungă în Parlament, iar dacă este acceptat, Constituția trebuie schimbată. Bărbatul are încredere că pas cu pas ideea se va prinde printre români și cu toții îi vom fredona imnul. O situație asemănătoare a avut loc în Franța, unde cântecul de laudă al țării a fost înlocuit. Cine nu va accepta Un suflet de român, din punctul meu de vedere, nu are suflet de român. Are un alt suflet.